Înălțarea Domnului, 10 mai, ziua independenței României și a regalității, a treia zi de Crăciun, 6 ianuarie Boboteaza, 15 septembrie începutul anului școlar pentru elevi, dar și 19 februarie ziua de naștere a lui Constantin Brâncuș. Sunt cele 6 zile propuse de parlamentari pentru a fi introduse în codul muncii ca zile libere legale. Inițiativele legislative au fost respinse însă de senatori și deputați. Decizia lor nu i-a afectat pe bugetarii giurgiuveni, care spun că și în aceste condiții românii beneficiază de destule zile libere. Păi, părere bună, parlamentul lucrează bine. De ce să nu se muncească? Noi, în tinerețe, ia zi de gigi. N-aveam sâmbătă, n-aveam duminică, munceam și uite, s-a făcut țara asta. Din punctul dumneavoastră de vedere, nu mai era nevoie. Din punctul de vedere, ar trebui să aprobe locuri de muncă, să facă locuri de multe muncă mai multe, ca tineretul să-și desfășoare activitatea bine. Fie, de ce să nu fie? Trebuia să fie. Bineînțeles, trebuia să fie. Probabil că au motive întemeiate, nu știu, chiar m-a surprins, dar asta este. Din punctul dumneavoastră de vedere, era bine să o declare liberă prin lege sau nu? Cred că nu. Cred că nu. Au românii suficiente zile libere? Da, sigur. Sigur, după părerea mea. Sunt destule. În prezent, românii beneficiază de 13 zile libere în fiecare an. Primele două zile din an, 24 ianuarie, 2 de Paște, 2 zile de Rusalii, 1 mai, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, 25 și 26 decembrie. România se află pe un loc fruntaș în Europa în ceea ce privește numărul sărbătorilor declarate zile libere. Potrivit unui studiu efectuat în 2013, țara noastră se află pe același loc cu Slovacia, care are 13 sărbători libere.